În cimitirul Buna Vestire din capitala Moldovei, la parcela numărul 7, aproape de intrarea în cimitir, se află mormântul Larisei Chelaru. La 10 metri de bucata de pământ se odihnește și tatăl ei, Constantin. Moartea Larisei Chelaru și a tatălui său, oameni simpli, de la țară, ascunde în spate o poveste cumplită despre neștiința și nepăsarea anchetatorilor români. I s-a spus cazul Larisa. În cazul Larisa Chelaru, ancheta a ucis mai mulți oameni decât criminalul. Oameni nevinovați au murit și un om și-a pierdut mințile din pricina irresponsabilității anchetatorilor. Cazul Larisa Chelaru a schimbat legislația din România privind căutările copiilor dați dispăruți și a și decapitat la momentul respectiv conducerea poliției Iași. Larisa Chelaru, o fetiță de 8 ani din localitatea Ieșană, Lunga Cetățuii, a dispărut de acasă pe data de 18 octombrie 2005. În aceea zi, Larisa a fost sechestrată, abuzată sexual, sugrumată și ucisă de vecinul său minor, pe atunci în vârstă de 17 ani, Robert Ciobanu. Robert Ciobanu era prieten cu fratele Larisei. Părinții disperați au anunțat dispariția fiicei lor la poliție la foarte scurt timp după ce Larisa a dispărut. Liliana și Constantin Chelaru au apelat la momentul respectiv și la mass media. Oamenii implorau la acel moment prin intermediul jurnaliștilor ca oricine știe ceva despre copila lor să-i ajute să o găsească. 2 luni au trecut fără niciun rezultat, dar cu demisii și demiteri la vârful poliției din Iași. După 2 luni de la dispariție, pe data de 29 decembrie 2005, cadavrul Larisei a fost găsit într-un tomberon de lângă blocul în care locuiau victima și criminalul. Descoperirea s-a făcut după ce un vecin a reclamat faptul că se simte un miros greu din spatele blocului. Trupul micuței a fost găsit de angajați la salubritate într-o cutie de carton aruncată într-un recipient pentru gunoi. Cadavrul a fost găsit înfășurat într-un covor și sigur că se afla în descompunere. Dispariția devine oficial omor. La scurt timp, un vecin al familiei, care avea atunci 17 ani, este adus la interogatoriu. Robert a fost în cercul de suspecți de la început, însă a negat orice implicare în caz și a fost lăsat în pace de polițiști. După ce a fost pus în fața probelor indubitabile, adică abia după aproximativ 3 săptămâni de la crimă, Robert Ciobanu își recunoaște fapta. Spune că a abuzat-o sexual pe fetiță și pentru că a intrat în panică, a ucis-o. Ciobanu le-a explicat anchetatorilor că a chemat-o în apartamentul său ca să o violeze. A bătut-o și mai apoi a sufocat-o. I-a ascuns trupul în beciul blocului, iar după ceva vreme l-a aruncat în tomberonul de lângă bloc. În acel interval de timp în care anchetatorii l-au lăsat liber pe făptuitor pentru că el nega cu vehemență fapta, în noiembrie 2005, Cornel Rusu, un taximetrist în vârstă de 28 de ani, nevinovat, s-a sinucis. Pentru că în nemăsurata ei irresponsabilitate, poliția îl numește public suspect în cazul Larisa. Taximetristul și-a pus capăt zilelor pentru că polițiștii au afirmat public faptul că bărbatul ar fi suspect în această cauză. Haideți să stabilim un aspect deosebit de important. Odată ce numele unei persoane este asociat public cu o faptă penală, respectiva persoană, chiar dacă ulterior se demonstrează că este nevinovată, nu va scăpa niciodată de acest stigmat. Toată viața ei, acea persoană, va fi privită cu scepticism de societate. Repet, chiar dacă în urma anchetei se demonstrează faptul că acea persoană este nevinovată. Exemplu, cazul Michael Jackson. Omul a fost dovedit a fi fost nevinovat în instanță și totuși un procent semnificativ de oameni de pe întreaga planetă continuă să fie convinși că Michael Jackson a fost pedofil. Este inadmisibil ca poliția să numească public suspecții într-un caz de cercetare penală. Taximetristul din cazul Larisa
și-a pus capăt zilelor pentru că omul nu a putut să suporte rușinea și oprobiul public la care poliția a găsit de cuvință să le expună fără nicio justificare. Și taximetristul a fost doar prima victimă colaterală în cazul Larisa. În timpul procesului penal în care Robert Ciobanu a fost judecat pentru uciderea Larisei, în iulie 2006, tatăl Larisei s-a sinucis. În iulie 2006, Constantin Chelaru, tatăl Larisei, a fost găsit de către colegii de lucru spânzurat la serviciu. Bărbatul s-a sinucis la numai o zi după ce avocatul asasinului Larisei a cerut modificarea încadrării juridice a faptelor lui Robert Ciobanu de la omor calificat săvârșit cu cruzime în omor calificat. Pentru că a crezut că ucigașul fiicei sale va scăpa cu o pedeapsă înjumătățită întrucât era minor la momentul comiterii faptei, omul și-a pus capăt zilelor. Paranteză. În situația în care o persoană majoră întreține relații sexuale cu un minor, adultul este pedepsit de codul penal, întrucât legea prezumă că minorul nu are discernământ. Și deci, potrivit legii, raportul intim dintre un major și un minor nu poate fi considerat liber consimțit. Bun. Ce se întâmplă în cazuri de acest gen? În care un adolescent minor violează un alt minor. În cazul acesta, ce ar trebui să facem? Să-l considerăm pe minorul Robert Ciobanu nevinovat, întrucât minor fiind actul sexual săvârșit de el, nu poate fi socotit a fi fost înfăptuit cu discernământ? Această lege și această percepție publică potrivit cărora minorii trebuie exonerați de responsabilitate în privința actului sexual, întrucât se prezumă că minorii nu au discernământ și deci consimțământul unui minor în privința unui act sexual este lovit de nulitate, sunt contrazise de realități cumplite. Realitatea demonstrează fără urmă de tăgadă că adolescenții ucid, că adolescenții violează, că adolescenții tâlhăresc, etc. Și o fac cu discernământ. Negarea evidențelor nu face decât să încurajeze astfel de comportamente și să perpetueze aceste tragedii. În acest caz avem un minor care a violat și a ucis un copil. Și acesta este unul dintre nenumăratele cazuri de acest gen. Este departe de a fi un caz singular sau măcar izolat. Adolescenții comit tot felul de fapte penale, cu efecte, unele dintre ele, irreversibile, tocmai pentru că știu că nu pot fi trași la răspundere. Trebuie schimbată urgent această lege și această mentalitate. Din momentul în care un individ de sex masculin are erecție, el este apt să întrețină în mod voit și conștient relații sexuale. Asta este realitatea. Dacă din momentul în care un individ este apt să întrețină relații intime, respectiva persoană nu cunoaște responsabilitățile și repercusiunile ce derivă din această faptă, vinovată este familia. Educația sexuală nu este opțională. Părinții au obligația să își educe copilul inclusiv din punct de vedere sexual. Pentru că în România părinții refuză categoric să facă acest lucru, statul a propus introducerea educației sexuale în școli. Românii s-au opus cu vehemență. Perfect. Păi dacă refuzăm orice formă de educație sexuală, într-o lume în care sexualitatea este subiectul dominant în spațiul public, atunci poate că ar fi bine să facem noi pușcărie în locul copiilor noștri minori atunci când aceștia violează. Ce ziceți de asta? Bun, să revenim la cazul Larisa Chelaru. Tatăl Larisei, așadar, s-a sinucis după ce a crezut că ucigașul fiicei sale va scăpa cu o pedeapsă înjumătățită, întrucât era minor la momentul comiterii faptei. O coincidență macabră, ucigașul fiicei lui Constantin Chelaru chiar avea să fie în viitor eliberat după executarea a mai puțin de jumătate din pedeapsă. Mai exact, 8 ani de închisoare. Demiterile din poliție sunt extinse la cererea ministrului internelor de la acea vreme, Vasile Blaga. Însă tragedia capătă proporții uriașe în timpul procesului, mai ales după ce tatăl Larisei se sinucide.
Robert Ciobanu a fost condamnat în decembrie 2006 la 20 de ani de închisoare și încarcerat în penitenciarul de maximă siguranță din Iași. Dar a fost eliberat în 2014. După schimbarea codului penal și intrarea în vigoare a reglementărilor care spun că un minor, la momentul comiterii faptei, nu poate primi o pedeapsă mai mare de 15 ani de detenție într-un centru de reeducare. Ați înțeles, da? Dacă un minor ucide, doar pentru că este minor la momentul comiterii faptelor, nu poate fi separat mai mult de 15 ani de societatea pentru care reprezintă un pericol, pentru că în momentul în care a ucis era minor. Pe 1 februarie 2014, pedeapsa de 20 de ani primită de Robert Ciobanu a fost anulată și a fost înlocuită cu 15 ani de detenție într-un centru de reeducare. La scurt timp după comutarea pedepsei, Tribunalul Brăila decide eliberarea condiționată a lui Robert pe motiv că acesta nu a avut abateri în penitenciar. Liliana Chelaru, mama Larisei, spunea în 2015 pentru Adevărul următoarele. Pentru mine, acum nu mai este de vină doar făptașul. Sunt de vină și cei care l-au eliberat după fapta comisă. În plus, s-a dus și soțul și nici băiatul nu se simte bine. Nici eu nu mă simt bine. Și ne este destul de greu. Îmi face rău să aud că el se integrează. Oamenii vin și îmi spun ce mai face Robert. Și mie mi se pune un nod în gât. Și-mi vine să sar la ei. Arată Liliana Chelaru. Citez. Nu are înțelegere a propriului comportament, nici la nivel cognitiv. El nu reușește față de sine să aibă o reprezentare asupra a ceea ce s-a întâmplat. Recunoaște, își amintește. Nu invocă o amnezie sau o stare patologică. Descrie ce s-a întâmplat. Descrie stările. Deși lucrez cu el de ceva vreme, nu am reușit să ajungem la o explicație clară a lucrurilor. Capacitatea lui de a simți afecțiune și de a reacționa normal, adică de a se pune în pielea celuilalt, de empatie, este foarte redusă. Și asta este o caracteristică de obicei a criminalilor. Există această componentă emoțională la el. Nu știu cât de mult o ține sub control. De dorit, dorește. Dar îi este frică de partea asta din el, spune inspectorul de probațiune Oana Paicu. Cu alte cuvinte, doamnelor și domnilor, probabilitatea recidivei este ridicată. În aceste condiții, călăul Larisei Chelaru, Robert Ciobanu și victimele pe care le-a lăsat pustiite după ce a ucis-o pe fetița de 8 ani, locuiesc și acum în același sat, la marginea Iașului, în lunga Cetățuii. Cele două familii a căror viață a fost distrusă după moartea copilei stau la doar 2-3 km distanță. Tot ce s-au gândit anchetatorii să facă a fost să interzică lui Robert să treacă strada principală spre blocuri în zona în care s-a întâmplat crima. Familia Ciobanu a fost obligată de judecători să-i acorde familiei victimei Larisa Chelaru, suma de 1,25 miliarde de lei vechi. Apartamentul familiei a fost vândut la licitație cu suma de 900 de milioane de lei vechi de către un executor judecătoresc. Acum, familia ucigașului are o căsuță modestă, construită în partea cealaltă a localității, din banii pe care mama lui Robert îi câștigă muncind în Italia. De necaz, de durere, de privirile celor din jur, de atâta vâlvă și nebunie care i-a tulburat liniștea căminului, bărbatul s-a îmbolnăvit. A făcut semipareză pe partea dreaptă, plus alte boli pe care le duce cu medicamente. Ați început să simțiți așa o urmă de milă pentru tatăl făptuitorului, așa-i? E, ia fiți atenți la ce urmează să vă spun. Tatăl lui Robert Ciobanu spune că el și soția sa au încercat să evite subiectul uciderii Larisei Chelaru. Citez. Am încercat să evităm subiectul, pentru că voiam să uităm atât noi cât și el. Nu am mai căutat să-l întrebăm nimic din ceea ce a făcut atunci. Singura dată când am discutat mai mult despre acest subiect a fost atunci când a fost arestat preventiv. După aceea, nu am mai vorbit despre asta.
Există și acum unele semne de întrebare în mintea mea. De exemplu, faptul că a fost găsit un al treilea ADN. Însă nicio altă persoană nu a fost pusă sub acuzare. Din câte știu eu, dosarul nu este închis nici acum. Oricum, dacă Robert a vrut să ia totul asupra sa, asta e. Nu a mai insistat. Și nici nu mai vreau să insist pe acest subiect. A precizat bărbatul. Ce-a făcut? Am încercat să evităm subiectul pentru că voiam să uităm atât noi cât și el. Fiul tău a violat și a ucis un copil de 8 ani. Și tu vrei ca el să uite ce a făcut? Mama Larisei nici să vrea nu poate să uite că fiul tău i-a ucis copilul. Că merge la ea la mormânt tot timpul, să-i aprindă lumânări. Și de fiecare dată când vede mormântul fiicei sale, își amintește cu lux de amănunte durerea crâncenă pe care i-a pricinuit-o fiul tău. Toată viața ei, clipă de clipă, până la ultima suflare, va fi nevoită să îndure o durere insuportabilă. Și tu vrei ca fiul tău să uite? Ia-uzi, domnule Ciobanu, ce spun jurnaliștii de la ziarul de Iași. Citez, ajungi la blocul cu pricina, l-am găsit pe Cosmin Chelaru, fratele Larisei, curățându-și autoturismul, un Opel vechi de culoare albă. Acesta era încruntat ca și cum chiar de curând ar fi avut loc tragedia cu sora sa. Mama acestuia, Liliana, părea și acum în doliu, îmbrăcată în negru. Am încheiat citatul. Și tu vrei ca fiul tău să uite? Cu așa părinți ne mai întrebăm de ce copilul a devenit la 17 ani violator și criminal? Asta a făcut un minor de 17 ani. Atâtea vieți distruse complet și pe deplin conștient de un individ de 17 ani. Abia aștept să citesc în comentarii cum deciziile luate de un minor sunt lovite de nulitate, pentru că minorii nu au discernământ. Abia aștept să citesc în comentarii cum minorii nu au discernământ și ca atare ei nu pot fi învinovățiți pentru faptele lor. Sunt foarte indignată, pentru că majoritatea nenorocirilor care se întâmplă în societatea românească sunt girate de români, care s-au lăsat spălați pe creier de inepții fără nicio legătură cu realitatea, precum politically correctness-ul, care inhibă rațiunea și instinctul și care ne spune că minorii nu știu ce fac. Deci sunt fără de păcat. Și drept urmare, nu pot fi învinovățiți pentru nimic. Atât pentru acum, vă invit să mă urmăriți și pe celelalte canale de YouTube ale mele. Găsiți linkurile lor în descrierea acestui clip. Iar pe cei care nu v-ați abonat deja, vă invit să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Este deosebit de important să vă abonați și să comentați. Comentariile ajută algoritmul YouTube. Și, în consecință, mă ajută pe mine să continui. Mulțumesc! La revedere!